Să să-mi spuneți când sunteți gata. Domnul Canu, vreau să-mi spuneți cu ce gând ați venit astăzi de aici, în ambasada. Astăzi ne aducem aminte de tragicele evenimente care au avut loc cu regret în Statele Unite, în New York, la Washington. Atunci, pentru prima dată, cred eu, cu adevărat, lumea a conștientizat ce înseamnă actele teroriste și de atunci, din acea zi, putem afirma cu siguranță că la nivel global s-a început cu adevărat lupta împotriva terorismului. Cu regret, în acea zi au decedat foarte mulți, mai mult de 3.000 de oameni, în mod special la New York, în mod special în cele două gemene care au fost prăbușite, dar ca și în acea zi, astăzi, cred că Republica Moldova și autoritățile sunt alături de autoritățile americane și am venit astăzi să ne exprimăm prin gânduri și prin acest gest că comemorăm, că ținem minte de victime și cu siguranță apreciem și ceea ce face Statele Unite ale Americii pentru Republica Moldova prin suportul pe care îl oferă, inclusiv pe dimensiunea securității, apărării și a luptei împotriva terorismului. Eu vreau să vă întreb și despre faptul că astăzi începe săptămâna deschiderii parlamentare. De ce a fost nevoie de organizarea acestor evenimente care vor fi desfășurate pe parcursul săptămânii și ce vă propuneți de fapt? În această săptămână, într-adevăr, sunt organizate mai multe evenimente în Parlamentul Republicii Moldova. Nu doar Parlamentul este cel care va fi vizat, sunt foarte multe instituții invitate în Parlament, dar prin acest eveniment marcăm săptămâna democrației. Și în cel de-al doilea rând, nu cel mai puțin important, este că vrem să fim mult mai aproape de cetățeni. Invităm și cetățenii Republicii Moldova de diferite categorii să viziteze Parlamentul în aceste zile, să întâlnească atât cu mine cât și cu colegii mei, dar și alți reprezentanți din alte instituții și cu siguranță astfel vor înțelege mai bine cum funcționează statul, cum funcționează autoritățile Republicii Moldova, dar și instituțiile vor fi mai aproape de nevoile cetățenilor, fiindcă în cadrul acestui eveniment cu siguranță se pot discuta problemele cu care se confruntă, provocările cu care se confruntă. Joi vor fi prezentate și avizele Comisiei de la Veneția pe două proiecte de lege. Despre ce este vorba și de ce anume tot în acest context? Nu ține de săptămâna democrației sau de deschiderea parlamentară. Sunt evenimente pe care noi le desfășurăm în Parlament mai multe. Joi, la fel, o conferință internațională pe tot ce înseamnă legislație, mass media și lupta împotriva propagandei. Și joi, aveți perfectă dreptate, se desfășoară și cu experții Consiliul Europei, a Comisiei de la Veneția, se dezbat avizele la două proiecte de lege importante din punct de vedere a securității și mandatul de securitate, dar și legea care este cunoscută de noi toți ca Big Brother. Mulțumesc frumos!